Ai jucat în multe roluri, de teatru, de film. Care ți este mai apropiat, teatru sau filmul? Teatru, după părerea mea, construiește actorul. Teatru are ceva ce filmul nu are. Eram prima oară când am văzut eu o piesă de teatru așa mai importantă, a fost o piesă cu George Constantin, întâmplător am văzut-o la televizor. Și știu că am fost atât de emoționat de ochii acelui actor, încât cumva în mine s-a creat senzația aia totală de uman. De fapt, cred că asta are teatru. Teatru construiește ochii unui actor. În film, câteodată pot să conserve anumite lucruri. Este diferit timpul filmului de cel al teatrului? Da, pentru că în film trage și... Acum, bine, depinde de filmul pe care îl faci. Ai o secvență de câte 10 minute în film, e ca în teatru. Mi se întâmplă câteodată să uit o replică pe scenă. Pe clipa aia e, nu știu, enorm. Sunt ore. Ai jucat personaje foarte diferite. Ești un actor cameleonic, ca să zic așa. Cum reușești să intri în pielea unor personaje atât de diverse? Nu cred că intru în nicio piele. Eu pur și simplu nu fac altceva decât să demontez o situație. Să o aprofundez și să încerc să înțeleg. Dacă intru în pielea unui personaj, mă la spitalul nou, mă ia cineva de acolo și mă mută din sală în sală, habar n-am. Dar nu cred asta. Asta nu, e o nebunie. Eu nu cred în method acting ăsta, în chestia asta de să trăiesc exact în viață ce am de jucat. Autenticul se naște, după părerea mea, după ce ai stabilit clar, știi cam cum stă viața și cam cum stă povestea și ce vrea ea să spună, ce vrei tu să dai din povestea aia acolo. Din momentul ăla nu trebuie decât să te arunci și atunci devii autentic, fără să vrei. Este evident că actoria reprezintă pentru tine o adevărată pasiune. Mai ai timp și pentru alte pasiuni? Ai și alte pasiuni? Îmi place fotbalul. Foarte mult. Dacă n-aș fi făcut meseria asta, poate că aș fi fost antrenor de fotbal. Adică e o chestie care mă atrage la interacțiunea asta între antrenor și echipa aia. Și iar are legătură cu ceea ce caut eu, cu prezentul. Pentru că un jucător bun ia niște decizii în nanosecunde. Vorbești tot timpul despre prezent și te-am auzit și altă dată când spuneai că îți place să trăiești în prezent. De ce e așa de important prezentul pentru tine? Noi doi vorbim acum, da? Am întâlnit de foarte multe ori oameni care vorbesc cu mine într-un cadru de genul ăsta, gen interviu și așa mai departe, care nu-s deloc atenți. Eu cred că atenția este tot ce avem noi mai bun pe lumea asta. Mi s-a întâmplat prima oară când mi-am dat seama că teatru e o artă a prezentului. Eram în anul 2 la facultate, a intrat o colegă, jucam în Pescărușu, făceam o scenă în Pescărușu, al lui Cehov. Ea juca Nina și eu juca în Treplev. Și a intrat și când a intrat în scenă, pe cuvântul meu, a fost o chestie fantastică. Abia atunci am realizat clar că eu trebuie să fiu atent la ea, nu la textul pe care îl zic. Pentru că îi tremurau sprâncenele. Îi tremurau așa tare de emoții, avea emoții. Niște emoții din asta, de nu putea să-și oprească sprâncenele. Și gândul meu n-a mai fost pe cum zic eu textul. Gândul meu a fost cum să o fac să o liniștesc. Și a ieșit o scenă excepțională. Ce faci când nu faci nimic? Cum îți place să îți pierzi timpul? Păi, în primul rând, să joc fotbal. Asta e chestia pe care o fac, ca să mă relaxez total. Și îmi place să mă uit enorm de mult la filme. Văd filme multe, multe, multe. Îmi place să mă uit la oameni și la tot. Și atunci mă opresc, că trebuie să observ. Eram în metrou la un moment dat, asta e o chestie care pe mine m-a fascinat, această întâmplare. Și s-a urcat un copil care avea un ghiozdan și o carte la sub braț, un Jules Verne, ediția aia de pe vremea copilăriei. Și stătea în picioare. Lângă el erau scaune libere. Nu s-a așezat. A stat și a dat rucsacul jos. S-a părut un semn foarte interesant. Adică n-a vrut să deranjeze lumea din. Nu era foarte aglomerat. Dar de obicei știi, copiii urcă cu rucsacele și nici nu interesează pe ei. Că asta era de bun simț. Asta a fost un semn bun și mi-a tras atenția și mă uitam la el. Cartea și se uita el în jur, în dreapta, în stânga și la un moment dat a ales să se așeze.
a văzut că nu se așeza nimeni pe scaun. S-a așezat și a pus rucsăcelul între picioare și a desfăcut cartea. Dar încă nu se concentrase el să citească așa prea tare și se tot uita în jur, se tot uita și pe mai lăsa ochii în carte. Și cartea aia, întâmplător, când a deschis-o, era spre final, mai avea câteva pagini de citit. Și a început să citească. Dar a început să-l fure. Din momentul în care a început să-l fure, era altă ființă. Bine, asta m-a rupt. Nu mai venea să cobor și trebuia să cobor și mi se pare că am sărit o stație tocmai ca să mă uit să văd unde se duce copilașul ăla. Deci se foia pe scaun ăla, forcea în toate felurile. Era deja tot ce se întâmpla în cartea aia. Era fascinant ce se întâmpla acolo. Mi s-a părut așa, mi-a zis, Doamne, astea sunt momente unice, perfecte pentru viață. Ce înseamnă pentru tine timp de calitate? Oameni de calitate. Nu ai oameni de calitate, nu există.